Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit analiza lunii martie pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în Berbec. Ca de obicei, o să începem cu analiza astrologică a lunii martie. Luna începe cu un eveniment foarte frumos, foarte plăcut, încă pe 3 martie, la ora 19:09, ora României, Venus face aspect pozitiv de sextil cu Uranus. Acest eveniment o să se resimtă 1-2 zile înainte de 3 martie și după 3 martie și o să fie cel mai intens pentru nativii din zodiile Berbec, Vărsător, Taur și Balanță. O să observați în această perioadă că sunteți mai creativi, mai relaxați. O să doriți să fiți înconjurați de prieteni, de oameni dragi, să faceți activități care vă aduc plăcere. Copiii din aceste zodii o să fie mai jucăuși, mai inventivi și toată lumea o să-și dorească să cunoască oameni noi, să participe în activități sociale, să se întâlnească cu prieteni și, în general, acest aspect aduce o energie de voie bună, de veselie și de înțelegere. Pe 4 martie, la ora 5:30 dimineața, Marte intră în Gemeni și cu această schimbare energetică pentru planeta Marte, planeta războinică, în semnul comunicării, al călătorilor pe scurtă distanță, al schimburilor de informații, parcă toate aceste aspecte ale vieții cotidiene o să prindă viteză și lucrurile o să se desfășoare mult mai rapid și mai haotic. Cu toții o să observați că informația prinde viteză, începeți să aflați o grămadă de lucruri noi dintr-o grămadă de surse și parcă viața voastră de zi cu zi se desfășoară într-un ritm mai alert. Pentru cei care lucrează în comerț, o să vedeți o creștere semnificativă în vânzări și, în general, în orice aspecte legate de afaceri, de administrarea unor companii sau a unor activități, lucrurile se desfășoară mai intens, cu mai multă viteză și ușor mai haotic. Partea pozitivă este că Marte în Gemeni are suficientă energie și voință să ducă lucrurile la bun sfârșit, prin urmare o grămadă de task-uri, de activități care au rămas nefăcute, nefinalizate, mai ales din luna februarie, în perioada de Mercur retrograd, acum se pot finaliza, se pot duce la bun sfârșit și măcar o să scăpați de stresul unor lucruri care au rămas nerezolvate. În același timp, la nivel mental, pentru toată lumea s-ar putea să fim mai stresați, mai nervoși, mai irascibili, prin urmare e important să avem grijă în comunicare, în interacțiunile sociale, în felul în care vorbim, în felul în care ne exprimăm, pentru că toată lumea o să fie cu nervii puțin mai întinși decât de obicei. Pe 5 martie, la ora 5:27 dimineața, are loc conjuncția Mercur-Jupiter în zodia Vărsătorului. Planeta comunicării se întâlnește cu Marele Benefic și o să ne aducă tuturor o perspectivă mai optimistă și mai plăcută asupra vieții, asupra viitorului, asupra situației noastre personale de viață. Toată lumea o să fie mai optimistă, gândirea o să aibă o schimbare într-o direcție mai pozitivă și aceasta va fi o zi ideală pentru conversații de afaceri, dar și pentru a planifica ceva pentru viitor. E o zi ideală să vă faceți planuri pe termen lung, să vă planificați o călătorie în străinătate sau să faceți un plan de afaceri, mai ales dacă vreți să deschideți o afacere împreună cu un partener din străinătate. Comunicarea va fi foarte pozitivă, puteți să obțineți ceea ce vă doriți, puteți să convingeți un partener, că e în viața privată sau în viața profesională, că ideea voastră este cea corectă, puteți să obțineți susținere și suport de la oameni care se află în poziții de conducere. Va fi de asemenea o zi foarte pozitivă pentru profesori, elevi, studenți, pentru a învăța lucruri noi, pentru a acumula skill-uri, cunoștințe noi și de asemenea este o zi ideală pentru a face curățenie în casă, pentru a vă organiza mediul vostru de zi cu zi, fie că vă curățați biroul, dormitorul, bucătăria, e ziua ideală pentru curățenia de primăvară. Partea negativă a acestui tranzit este că riscăm să fim prea optimiști și să nu fim suficient de realiști. De aceea este foarte important să fiți atenți la detalii, pentru că această conjuncție pe sectorul mentalului poate să vă suprastimuleze și să ratați o informație importantă. Pe 11 martie, la ora 2 dimineața, are loc conjuncția Soare-Neptun, eveniment astrologic care o să ne influențeze cu 2-3 zile înainte și după data exactă în care se întâmplă. Partea pozitivă este că toată lumea o să fie mai bună, mai calmă, mai empatică. E o zi ideală pentru practici spirituale, pentru rugăciune, meditație, yoga, pentru a căuta ajutor și suport de la un doctor, de la un terapeut. Va fi o perioadă foarte frumoasă pentru artiști, că e vorba de artiști plastici, graficieni, sculptori, arhitecți, designeri, scriitori, compozitori, cântăreți, actori. Toată lumea va beneficia de pe urma acestui tranzit. Partea negativă este că s-ar putea, tocmai din cauza acestei conjuncții foarte puternice, să vă simțiți mai lipsiți de energie, mai obosiți, să aveți tendința de a evada în lumea viselor voastre și să vă detașați de realitate și de nevoile imediate ale organismului vostru, a familiei voastre, a relațiilor voastre, a jobului vostru. Pentru cei care nu sunteți conectați cu lumea voastră interioară, cu partea creativă a ființei voastre, s-ar putea să vă simțiți mai confuzi, pierduți, să nu vă dați seama exact ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că în această zi informațiile vin pe alte căi, nu pe căi raționale, ci pe căi spirituale, intuitive. Și toată această suprastimulare a senzorilor voștri intuitivi vă dă un pic peste cap partea analitică și rațională a ființei voastre. Aveți grijă la potențialul de a fi mințiți, de a fi păcăliți, aveți grijă la oamenii pe care îi întâlniți în această zi, pentru că s-ar putea ca nu toți să aibă cele mai bune intenții, s-ar putea să întâlniți șarlatani care vor să obțină anumite lucruri de la voi. Și de asemenea mare grijă pentru cei care vă știți cu predispoziții către melancolie, depresie, fiți precauți în această zi. Tot pe 11 martie se mai întâmplă un eveniment astrologic important, Mercur devine invizibil, se pierde în razele soarelui, nu o să mai putem să-l vedem pe cer pentru că este foarte aproape de poziția soarelui pe cer. Până în 27 aprilie, Mercur, planeta comunicării, a gândirii, a comerțului, a scriitorilor și a mass media, intră în biroul regelui și se închide acolo împreună cu soarele pentru a avea niște discuții one-to-one ascunse privirii muritorilor de rând. În această perioadă, din 11 martie până pe 27 aprilie, o să vedeți că o să fie mai dificil să începeți proiecte noi, mai ales dacă sunt proiecte legate de comerț, mass media, dacă vreți să scrieți ceva, să publicați ceva sau să dați drumul la niște campanii de marketing, toate aceste lucruri o să fie îngreunate pentru că Mercur, planeta care guvernează aceste aspecte, este invizibilă și nu are atât de multă putere cum ne-am dorit atunci când inițiem astfel de activități. Partea pozitivă este că după 27 aprilie Mercur va ieși din această etapă de invizibilitate și o să iasă de acolo din Consiliul Regelui mai înțelept, cu o strategie mai bună. Prin urmare, încercați să amânați orice noi inițiative legate de comerț, mass media, publicarea unor articole, a unor videouri, lansarea unei melodii, lansarea unei afaceri sau începerea unei campanii de marketing până după 27 aprilie. Profitați de această perioadă între 11 martie și 27 aprilie ca să mai studiați puțin problema, să aflați lucruri noi și o să vă dați seama că este strategia cea mai bună pentru voi, fiindcă în această perioadă, în această lună și jumătate de invizibilitatea lui Mercur, puteți să vedeți lucrurile printr-o perspectivă nouă, să descoperiți lucruri la care înainte nici măcar nu v-ați fi gândit, lucruri care o să vă ajute ca afacerea voastră, proiectul vostru să aibă mai mult succes. Cei mai influențați de această perioadă de invizibilitate a lui Mercur o să fie nativii din Gemeni și Fecioară, fie că aveți Soarele, Luna, Ascendentul sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în aceste zodii, pentru că aceste zodii sunt cele care sunt guvernate de Mercur. Nu vreau să vă panicați, nu vreau să vă îngrijorați, este o parte naturală a ciclului mercurian, este doar important să știți ce e bine și ce nu e bine să faceți în această perioadă, ca să nu fiți pe urmă frustrați că ați început o afacere nouă sau ați publicat o carte, o poezie, un video pe YouTube și nu a avut succesul pe care voi vă așteptați ca acest lucru să-l aibă. Nu e vina voastră, e ciclul lui Mercur care se așteaptă ca voi să mai învățați niște lucruri înainte să dați drumul în public proiectului vostru. Următorul aspect astrologic foarte important pentru luna martie este faza de lună nouă în Pești, la gradul 23 de Pești, care are loc pe data de 13 martie, la ora prânzului, la 12:21 ora României. Luna nouă în Pești este momentul în care putem să punem bazele unor noi inițiative legate de zona de viață pe care Peștii o guvernează în harta natală a fiecăruia dintre noi. Peștii sunt prin excelență o zodie spirituală care guvernează visele, lumea noastră interioară, subconștientul nostru și starea noastră de sănătate. Prin urmare, dacă vreți să faceți schimbări în aceste direcții, să inițiați lucruri noi în această direcție, folosiți-vă de data de 13 martie pentru a vă face acest plan mental, pentru a vă face acest aliniament psihologic și spiritual în interiorul vostru și începeți acțiunile, activitățile fizice pentru a duce la bun sfârșit planul vostru în zilele următoare. 14, 15, 16 martie sunt zilele ideale pentru a iniția ceva nou în această direcție. O să vedem exact cum vă influențează faza aceasta de lună nouă în Pești în partea a doua a videoului, în partea de horoscop, când o să intrăm în mai multe detalii. Următorul eveniment astrologic are loc pe 14 martie la ora 6:07 dimineața și este vorba de conjuncția Venus-Neptun. Vedem aici că luna nouă în Pești este încadrată de două conjuncții ale planetei Neptun, mai întâi cu Soarele și pe urmă cu planeta Venus. Și Neptun fiind guvernatorul Peștilor, ne arată că această lună nouă care are loc între două conjuncții ale lui Neptun cu două planete foarte pozitive va fi cu atât mai specială și mai puternică pentru noi. Revenind la conjuncția Venus-Neptun, aceasta o să aducă o energie foarte creativă, foarte romantică și foarte spirituală în viața tuturor. Pentru cei care sunteți singuri, puteți să vă întâlniți sufletul pereche în această perioadă. Sau, dacă nu ați întâlnit încă o persoană cu care să vreți să faceți un cuplu, o să vedeți că în jurul datei de 14 martie o să fiți mai romantici, mai melancolici. E o zi ideală să vă uitați la comedii romantice, la filme de dragoste, să citiți un mare roman de dragoste, o mare poveste de dragoste, pentru că toate aceste lucruri sunt în esență niște manifestări fizice ale conjuncției Venus-Neptun. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, încercați să planificați niște momente mai speciale împreună cu partenerul sau partenera voastră. Dacă puteți, ar fi momentul ideal să petreceți toată ziua împreună, să faceți lucruri frumoase, mari gesturi romantice. Dacă nu e posibil pentru voi, măcar acolo o atenție, o cină romantică, un buchet de flori, o îmbrățișare, ceva cât de mic, un gest cât de mic care să aducă mai mult romantism și mai multă apropiere între cei doi parteneri. Conjuncția Venus-Neptun aduce și vești bune pentru artiști, mai ales pentru cei care activează în domeniul muzical sau în televiziune, în teatru, cinematografie, dar și pentru celelalte activități artistice. Conjuncția Venus-Neptun este de asemenea una cu energie foarte benefică, care vă îndeamnă să iertați. Să iertați oamenii care v-au greșit, să vă eliberați de aceste dureri din trecut, să oferiți compasiune și suport și să înțelegeți că atunci când cărați după voi resentimente, ură sau ranchiună, de fapt vă faceți doar vouă rău, pentru că cealaltă persoană nu este absolut deloc afectată de aceste sentimente negative pe care voi le cărați în interiorul vostru. Profitați de această conjuncție Venus-Neptun ca să vă eliberați odată și pentru totdeauna de aceste lucruri malefice pentru voi. Pe 16 martie o să avem două evenimente astrale importante. Mai întâi, imediat după miezul nopții, la ora 12:27, Mercur intră în zodia Pești. Și cu plecarea lui Mercur din semnul analitic și intelectual al Vărsătorului în semnul visător și spiritual al peștilor, va trebui să aveți foarte mare grijă, pentru că pentru toată lumea gândirea, procesele mentale vor fi îngreunate. Mare, mare atenție la detalii, pentru că aici apare un risc foarte mare de neînțelegeri, mai ales la locul de muncă, de erori în comunicarea scrisă și verbală, de a uita să menționați un detaliu foarte important, și toate aceste lucruri pot să se cascadeze și să vă aducă mari încurcături. Aveți grijă de asemenea pentru că gândirea voastră va deveni mai subiectivă, mai emoțională, o să fiți foarte influențați de sentimente, de emoțiile voastre și de subconștientul vostru. Aveți grijă la persoanele care vor să vă manipuleze, pentru că sub acest tranzit mintea voastră este mai susceptibilă, puteți să fiți mai ușor influențați de ceilalți, dar în același timp, pentru cei care vreți să influențați pe cei din jurul vostru, vreți să schimbați opiniile, părerile, modul de gândire a unor oameni din jurul vostru, puteți și voi să beneficiați de acest tranzit mercurial. Parcursul lui Mercur în Pești aduce lucruri pozitive pentru artiști, scriitori, pentru cei care activează în domeniul spiritual și pentru toți cei care își doresc să evolueze din punct de vedere spiritual și emoțional. Al doilea eveniment important pentru data de 16 martie are loc în cursul serii la ora 8:25 și este vorba de aspectul de sextil între Soare și Pluto. Planeta care ne dă viață și planeta care vrea să ne transforme o să se afle în această zi într-o conversație plăcută și o să aducă pentru toată lumea susținere, suport de la figuri de autoritate, de la bărbați mai în vârstă. Dacă sunteți ambițioși și vă doriți să obțineți anumite lucruri la locul de muncă, în cariera voastră, astăzi este ziua ideală să fiți foarte atenți la dinamica puterii în compania în care lucrați, la prioritățile managementului, la prioritățile oamenilor care vă pot ajuta să avansați în carieră. Pentru că acest aspect de sextil o să vă ajute să descoperiți aceste mecanisme aparent ascunse și o să vă puteți folosi de ele în favoarea voastră. Pentru o mică parte dintre voi, acest sextil între Soare și Pluto poate să aducă câștiguri financiare pentru partenerul sau partenera voastră sau câștiguri financiare dintr-un parteneriat de afaceri. Ziua de 16 martie și 2 zile înainte și după această dată vor fi foarte bune pentru detectivi, polițiști, pentru cei care vor să descopere anumite informații, care cercetează lucruri ascunse și care investigează anumite situații. S-ar putea să descoperiți niște informații care să vă ajute să rezolvați cazul sau problema cu care v-ați lovit. Următorul aspect important pe care îl face Pluto o să aibă loc pe data de 18 martie la ora 19:19 și este un alt aspect pozitiv de sextil, de data aceasta între Venus și Pluto. De data aceasta sextilul este cu o planetă feminină, prin urmare poate să vă aducă beneficii, susținere de la o femeie aflată în poziție de conducere sau de la niște femei influente în viața voastră sau în cariera voastră. Pentru cei care vreți să faceți o schimbare în look-ul vostru, în felul în care arătați, fie că vreți să vă schimbați coafura sau felul în care vă îmbrăcați, toate aceste modificări vor fi foarte pozitive și o să se potrivească pentru voi, pentru conformația voastră fizică. Toată lumea o să fie mai magnetică, mai atrăgătoare, pentru că atât Venus cât și Pluto au încorporate în esența lor, în vibrația lor, acest aspect de magnetism, de atracție fizică. Va fi o perioadă foarte bună pentru cei care lucrează în industria modei, în artă, în make-up cosmetice, social media, influenceri. Toată lumea poate să profite de pe urma acestui tranzit. Și uite că am ajuns la unul dintre cele mai importante evenimente astrologice ale primăverii. Pe 20 martie, la ora 11:38, Soarele intră în Berbec și sărbătorim echinocțiul de primăvară, momentul în care ziua și noaptea sunt egale. Mai multe detalii referitoare la acest tranzit o să vă pregătesc în jurul datei de 20 martie, stați cu ochii pe canal pentru că o să vă pregătesc un video special pentru echinocțiu de primăvară. Pe 21 martie, la ora 16:17, Venus intră în Berbec. Și atunci când planeta iubirii intră în semnul războinicului, lucrurile încep să prindă viteză aici. Relațiile începute sub acest aspect vor fi foarte magnetice, cu foarte multă atracție fizică, sexuală între cei doi parteneri, dar în același timp trebuie să aveți grijă pentru că tot acest magnetism, toată această atracție poate să se consume foarte rapid, să fie ca un foc de artificii care explodează foarte frumos și spectaculos, dar în câteva secunde dispare. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, puteți să beneficiați de pe urma acestui tranzit al lui Venus în Berbec ca să faceți mai multă activitate fizică împreună cu partenerul sau partenera voastră. Planificați activități în natură, activități sportive, planificați o aventură împreună cu partenerul sau partenera voastră, mergeți într-o drumeție, urcați pe un munte, plimbați-vă pe malul mării, planificați niște activități amuzante, niște activități care să vă solicite fizic și care în același timp să vă aducă mai aproape unul de celălalt. Venus este o planetă feminină și când aceasta traversează semnul Berbecului, femeile o să simtă foarte mult acest tranzit pentru că o să se simtă mai puternice, mai ambițioase, o să simtă că au mai multă forță și mai multă putere să obțină ceea ce își doresc de la viață. Toți berbecii în general, că sunteți femei sau bărbați, o să beneficiați de pe urma acestui tranzit, o să vă simțiți mai atrăgători, mai frumoși, mai iubiți și o să aveți succes atât în dragoste cât și în finanțe. Pe 22 martie, la ora 1:34 dimineața, o să aibă loc aspectul de sextil între Mercur și Uranus. Partea interesantă este că Uranus este octava superioară a lui Mercur și acest sextil, acest aspect de susținere între cele două planete care au foarte multe lucruri în comun, ne aduc foarte multe vești bune. Pentru fiecare dintre noi, într-un aspect al vieții noastre, o să avem în sfârșit claritate. O să descoperim piesa lipsă a puzzle-ului, acel punct cheie, acea informație esențială care ne clarifică odată și pentru totdeauna ce s-a întâmplat de fapt acolo. Sub influența acestui tranzit, conversațiile o să fie stimulate, o să fie mai energice, mai volubile, Mercur fiind planeta comunicării, Uranus este planeta care guvernează internetul, e posibil să vedeți că o să comunicați mai mult pe social media sau prin diverse aplicații. Uranus este și planeta care guvernează grupurile de oameni, prietenii voștri și cu Mercur acolo o să vreți să comunicați mai mult cu aceștia, o să-i sunați, o să le scrieți, dacă puteți o să vreți să vă întâlniți cu prietenii, să schimbați idei, să schimbați păreri, să fiți în cercul vostru de oameni. Din conversația acestor două planete o să reiasă foarte multe informații și lucrurile se mișcă cu rapiditate. Planurile se pun în mișcare, orice vreți să organizați, orice vreți să realizați, o să găsiți suportul, susținerea necesară și o să găsiți oameni entuziasmați și dornici să participe în activitățile pe care le planificați. Al doilea eveniment astral al zilei de 22 martie este trigonul între Marte și Saturn, care are loc tot în cursul dimineții la ora 4:34, 3 ore după sextilul Mercur-Uranus. Trigonul este și el un aspect pozitiv de susținere, o conversație frumoasă și armonioasă care are loc de această dată între micul și marele malefic, între Marte și Saturn. Acest eveniment o să fie resimțit 2-3 zile înainte de 22 martie și după această dată. Și chiar dacă este vorba de cei doi malefici, aici tot există potențialul pozitiv pentru a avea succes la locul de muncă, pentru a vă planifica planurile voastre, țelurile voastre pe termen lung. Toate lucrurile planificate, inițiate sau finalizate sub energia acestui tranzit astral poate să vă aducă niște rezultate foarte stabile și de durată, pentru că Saturn este planeta care guvernează timpul, stabilitatea, este profesorul zodiacului care se așteaptă de la noi să demonstrăm că am învățat lecțiile pe care am venit să le învățăm în această viață. Iar Marte este o planetă plină de energie, care ne dă forță, voință, putere de muncă. din trigonul acestor două planete poate să iasă niște parteneriate de afaceri foarte profitabile, mai ales într-o persoană mai tânără și o persoană mai în vârstă. Cei tineri poate să-și găsească un mentor, cei în vârstă pot să-și găsească un discipol, o persoană pe care să o ia sub aripa lor și să o învețe meserie. Cu trigonul acestor două planete este foarte important în tot ceea ce facem în această zi să respectăm etica, morala, codul de conduită, să facem lucrurile corect după cum dictează litera legii, pentru că atât Marte cât și Saturn nu vor ezita să ne taxeze dacă facem lucrurile ilegal sau chiar și la limita legalității sau a moralității. Pentru sportivi, veste bună, trigonul Marte-Saturn va aduce foarte multă forță, rezistență și pentru toată lumea, dacă vreți să faceți anumite schimbări în viața voastră, acest aspect astrologic vă ajută, vă susține și vă dă forța și voința necesară ca să implementați aceste schimbări. Următorul aspect astrologic despre care vreau să vă povestesc are loc pe data de 24 martie, la ora 5:26 dimineața și este vorba de quadratura între Mercur și Marte. Quadratura este un aspect astrologic tensionat. N-aș spune neapărat că e negativ, e pur și simplu mai greu, mai dificil. Și atunci când Marte și Mercur au acest tip de conversație astrală, mintea noastră o să fie mai stimulată, dar în același timp prea multă energie și prea multă stimulare mentală poate să ducă la surmenaj, la stres, la tensiune și frustrare. Aveți grijă, nu vă impacientați în această zi, nu vă certați cu nimeni pe nicio temă în această zi, pentru că Marte aici vă ambalează mintea și creierul mai mult decât e cazul și îl privează pe Mercur de claritatea mentală. De asemenea, mare atenție în această zi la posibile probleme în comunicare, în transport, în călătorile pe scurtă distanță, aveți grijă cu mașina, asigurați-vă că aveți o roată de rezervă, că telefonul are suficientă baterie ca să puteți să sunați pentru ajutor dacă e cazul. De asemenea, aveți grijă în această zi pentru că toată lumea o să fie mai predispusă la accidente, mai mici sau mai mari, fie că vă loviți degetul mic de la picior în colțul patului sau accidente mai grave, în orice caz trebuie să aveți grijă, să fiți precauți. De asemenea, încercați în această zi să nu vă certați cu prieteni, colegi, frați, surori, vecini, pentru că toate aceste relații vor fi mai tensionate și cu risc de explozie. Pe 26 martie, la ora 8:57 dimineața, are loc un eveniment astral foarte frumos și foarte important, pe care o să pun accentul în a doua parte a acestui video, în horoscopul vostru personal. Este vorba de conjuncția Soare-Venus, la gradul 5 de Berbec. Acesta este un tranzit foarte frumos, foarte benefic, foarte pozitiv pentru toată lumea, care să ne ajute să fim mai diplomatici, să facem compromisuri, să fim mai buni și mai politicoși. Femeile în special o să se simtă mai atrăgătoare, este un moment ideal pentru a iniția relații noi, pentru a merge la o întâlnire, pentru a planifica niște momente romantice cu partenerul sau partenera voastră. Conjuncția dintre Venus și Soare aduce vești bune și energii pozitive și pentru artiști, care poate să fie mai creativi și să aibă mai mult succes în această perioadă. Și aici vorbim atât de recunoașterea publică a valorii și a reputației lor, dar și de câștiguri financiare care poate să vină în această perioadă. Pentru toată lumea, ziua de 26 martie va fi una foarte frumoasă, în care cu toții o să apreciem mai mult operele de artă, muzica, frumusețea din jurul nostru. Sub acest aspect astrologic, orice lucru inițiat în această perioadă o să ne aducă foarte multă plăcere și foarte multă voie bună, foarte multă armonie și echilibru în viața noastră. Dar mai multe detalii despre acest tranzit în partea a doua a videoului, în partea de horoscop. Pe 28 martie, la ora 21:48, are loc faza de lună plină în Balanță, la gradul 8 al zodiei Balanță. Momentul în care cu toții putem să beneficiem de pe urma unor inițiative, a unor proiecte, a unor lucruri, relații sau proiecte începute sub faza de lună nouă din Balanță. fie de anul trecut sau din anii trecuți. Gândiți-vă la orice lucru nou pe care l-ați început în perioada septembrie-octombrie, că e vorba de 2020, 2019, 2018 sau chiar mai de mult. Toate aceste inițiative pot să vă aducă acum rezultatul efortului depus în trecut. Pentru toată lumea, luna plină în Balanță vine cu vești bune pe sectorul relațiilor parteneriale și orice o să vă aducă această lună plină o să fie sub influența lui Venus, sub influența frumosului, a armoniei, a dragostei și a justiției. Dar ca să vedem efectiv cum vă afectează pe voi personal, o să ne uităm în a doua parte a videoului, în partea de horoscop. Pe 30 martie, pe finalul lunii, avem două evenimente astrale importante. Primul, la ora 6:23 dimineața, este vorba de conjuncția Mercur-Neptun. Acest eveniment o să îl simțiți cu 2 zile înainte și 2 zile după tranzitul exact și aduce pentru toată lumea creativitate, imaginație și foarte multă plăcere în hobby-urile voastre, în interesele voastre, mai ales dacă sunteți interesați de fotografie, marketing, advertising, poezie, artă, literatură, dacă vreți să scrieți sau să publicați ceva, dacă sunteți creator de conținut pentru social media, toată lumea poate să beneficieze de acest tranzit. Pentru cei care vreți să vă influențați într-o anumită măsură partenerul sau partenera de viață sau prietenii, familia, puteți să beneficiați de energia acestui tranzit pentru a influența într-un mod subtil, apelând la emoții și la rațiune, astfel încât să schimbați o opinie, o părere, un mod de gândire al oamenilor din jurul vostru. Conjuncția Mercur-Neptun este momentul ideal pentru a comunica, pentru a exprima sentimentele și emoțiile voastre. Dacă vreți să faceți o declarație de dragoste, acest tranzit este momentul ideal ca să găsiți cuvintele ideale pentru a transmite exact ceea ce simțiți. Neptun este și o planetă vindecătoare și în conjuncție cu Mercur, planeta comunicării, puteți să găsiți cuvintele necesare ca să vindecați o relație, ca să vă împăcați cu cineva drag. Partea negativă este că Neptun este și planeta care dizolvă limitele și barierele. Și atunci când dizolvă limitele și barierele lui Neptun, riscăm să ne pierdem în lumea noastră interioară, în visele și gândurile noastre. Riscăm să creăm mai multă confuzie decât claritate, mai ales pentru că anumite informații ne sunt încă ascunse și nu le putem percepe la acest moment dat. Aveți grijă la bârfe, nu vă puneți în situația să generați sau să ascultați bârfe, pentru că acolo cu siguranță o să fie foarte multe informații neclare și chiar neadevărate. Aveți grijă pentru cei care trebuie să călătoriți, pentru că riscați să vă urcați în trenul greșit, în avionul greșit din cauza neatenției și asigurați-vă că aveți toate documentele în ordine. Mai ales dacă trebuie să negociați ceva, să semnați un contract, să aveți niște discuții de business, de afaceri, asigurați-vă că sunteți pregătiți și că aveți toate datele problemei înainte de a intra în această discuție, negociere sau ședință. Tot pe 30 martie, la ora 18:46, are loc aspectul de sextil între Venus și Saturn, între micul benefic și marele malefic. Venus, planeta emoțiilor, și Saturn, planeta autocontrolului, o să ne aducă capacitatea de a ne controla emoțiile, gândurile și sentimentele. Pentru cei care sunteți deja în relații, puteți să beneficiați în această zi de ajutorul și de suportul partenerului sau partenerei voastre pentru a rezolva o problemă. Pentru cei care sunteți implicați în niște procese, în niște cazuri juridice, aici sextilul dintre Venus și Saturn poate să vă aducă o sentință favorabilă vouă și, în general, pentru toată lumea, acest aspect de sextil între Venus și Saturn o să aducă armonie și lucruri pozitive la locul de muncă. O să simțiți împlinire în urma muncii pe care voi o depuneți. Pentru cei care vreți să renunțați la un viciu, ca să faceți o schimbare în viața voastră, acest aspect de sextil vă poate ajuta să vă controlați nevoile și dorințele mai ușor și, prin urmare, este momentul ideal dacă vreți să renunțați la fumat sau dacă vreți să începeți o dietă sau dacă vreți să începeți să faceți sport, toate aceste lucruri sunt influențate pozitiv de acest aspect astrologic. Și ultimul eveniment astral despre care vreau să vă vorbesc va avea loc pe 1 aprilie, la 4 minute după miezul nopții. Este vorba de sextilul între Soare și Saturn. Acest eveniment astral o să fie resimțit 2 zile înainte și după această dată și continuă oarecum energia sextilului dintre Venus și Saturn, dar de data aceasta aduce mult mai multă stabilitate mentală, spre deosebire de sextilul Venus-Saturn care ne aducea stabilitate emoțională. Soarele este și planeta care ne guvernează cariera noastră, reputația noastră, imaginea noastră publică și în sextil cu Saturn o să ne facă mai serioși și nu doar că face aceste transformări în interiorul nostru, dar și oamenii din jurul nostru o să perceapă această nouă imagine asupra noastră, imaginea unei persoane competente, de încredere, cu o etică și o morală foarte puternică. O să fim percepuți ca niște persoane de autoritate, ca niște experți în domeniul nostru. Pe domeniul financiar, sextilul dintre Soare și Saturn este momentul ideal să ne reorganizăm finanțele, să ne facem planuri pe termen lung, să ne facem un buget și să ne încadrăm în acesta, să ne restructurăm aspectele financiare ale vieții noastre. Și acum hai să trecem la partea de horoscop, în care o să analizăm pentru zodia voastră cele mai importante evenimente astrale ale lunii martie. Luna nouă, luna plină și conjuncția dintre Venus și Soare. Pentru voi, etapa de lună nouă din 13 martie la gradul 23 de Pești o să se întâmple pe casa a 12 astrologică. Vă afectează pe planul subconștientului, al lumii voastre interioare, al viselor și aspirațiilor voastre cele mai adânci și mai ascunse. Pentru berbeci, zilele imediat următoare după 13 martie, 14, 15, 16 martie, sunt momentul ideal ca să începeți noi inițiative pentru a vă îmbunătăți starea de sănătate, pentru a aduce mai mult echilibru, mai multă pace și armonie în viața voastră. Orice nou tratament, regim, dietă, stil de viață început în această perioadă poate să vă aducă rezultate foarte pozitive, dar trebuie să fiți pregătiți pentru că aceste rezultate s-ar putea să apară de-abia pe finalul verii, început de toamnă, cândva în perioada august-septembrie, când o să avem faza de lună plină în Pești. De asemenea, pentru berbeci ar fi indicat să aveți mai multă grijă pe la mijlocul lunii, pentru că faza de lună nouă pe casa a 12 astrologică s-ar putea să readucă în viața voastră anumiți oameni care sunt geloși pe voi, vă doresc răul, niște inamici mai mult sau mai puțin puternici care pot să se reactiveze pe mijlocul lunii martie. Partea pozitivă este că, dacă vreți să scăpați de aceste persoane odată pentru totdeauna, zilele de 14, 15, 16 martie sunt momentul ideal ca să faceți ceva în această direcție, să începeți un ciclu nou și să vă eliberați de bagajele karmice din trecut. Fiți atenți, de asemenea, pe mijlocul lunii la visele voastre, la premonițiile voastre, la sentimentul de deja vu, pentru că toate acestea sunt metode prin care subconștientul vostru încearcă să vă transmită anumite lucruri. Conjuncția dintre Venus și Soare, care are loc pe data de 26 martie în semnul vostru, la gradul 5 de Berbec, este pe departe cel mai important eveniment astrologic pentru voi în această lună. Cei care vor simți cel mai puternic influența pozitivă a acestui tranzit astrologic vor fi cei născuți în perioada 22-29 martie sau, dacă aveți ascendentul, luna sau Venus în intervalul acesta al gradelor 2 și 9 de Berbec. Conjuncția dintre Venus și Soare aduce tot timpul lucruri foarte frumoase, foarte pozitive în viața tuturor, iar pentru voi, dragii mei berbeci, aduce lucruri pozitive asupra corpului vostru fizic, al organismului vostru, al înfățișării voastre, a modului în care sunteți percepuți de oamenii din jurul vostru. Pentru berbeci, finalul lunii martie va fi momentul ideal să faceți o schimbare de look, să vă schimbați freza, modul în care vă îmbrăcați, modul în care vă machiați, Orice schimbări în această direcție vor fi foarte pozitive, foarte armonioase pentru voi. Această întâlnire foarte frumoasă între Venus, planeta iubirii, a dragostei, a armoniei și a finanțelor, împreună cu Soarele, corpul ceresc care ne dă viață, care reprezintă ego-ul nostru și ceea ce ne dorim să obținem în această viață, pe prima voastră casă astrologică vă face mai puternici, vă infuzează cu energie, cu voie bună, cu o gândire pozitivă și vă dă forță și putere să obțineți orice vă doriți. Atunci când această conjuncție se întâmplă pe prima casă astrologică, ea infuzează cu energie pozitivă toate casele astrologice, toată astrograma natală, toate aspectele existenței voastre. Prin urmare, pentru berbeci, orice vă doriți să faceți, să realizați, să începeți, că e vorba de situația voastră de dragoste, de sănătate, de bani, carieră, de prietenii, de orice ar fi, finalul lunii martie vine pentru voi cu o energie foarte bună, foarte pozitivă, care vă susține și vă ajută să obțineți orice vă doriți. Soarele îi dă lui Venus energie, forță de muncă, putere, voință, iar Venus îi aduce soarelui o doză de echilibru, de armonie, de diplomație. Și cu toate aceste arme la îndemâna voastră, dragii mei berbeci, puteți să intrați în acest război, că e fizic, că e spiritual, că e emoțional, cu siguranța faptului că o să ieșiți învingători. Soarta este de partea voastră, norocul este de partea voastră, micul benefic îi șoptește acolo în ureche soarelui exact ce trebuie să facă, cum trebuie să acționeze ca să iasă învingător. Profitați de acest moment astrologic, profitați de această conjuncție foarte frumoasă pe semnul vostru, nu ratați acest moment, pentru că acum cu adevărat aveți lumea la picioare, puteți să obțineți orice vă doriți. Faza de lună plină din 28 martie are loc în semnul de vis-a-vis de voi, în Balanță, la gradul 8 de Balanță, în casa a 7 astrologică pentru berbeci. Și această lună plină vine cu niște finaluri fericite în relațiile parteneriale ale berbecilor. Că e vorba de parteneriate de dragoste, parteneriate de afaceri, toate aceste relații sunt foarte bine aspectate și berbecii poate să obțină aici niște câștiguri de pe urma acestor relații. În dragoste, luna plină în Balanță o să vă aducă armonie, echilibru, fericire, împlinire. O să vă înțelegeți mai bine cu partenerul sau partenera voastră, o să vedeți că toate problemele par să se dizolve așa în aer și dintr-o dată nu mai sunt importante. În parteneriatele de afaceri, berbecii și colaboratorii acestora sunt pe aceeași lungime de undă. Au gândiri similare, au priorități similare și se înțeleg dintr-o privire. Lucrurile merg strună și aici berbecii au mari șanse să încaseze niște venituri suplimentare sau să finalizeze niște proiecte, mai ales dacă acestea au fost începute prin septembrie-octombrie anul trecut sau poate chiar cu mai mulți ani în trecut. Cei care vor simți cel mai puternic influența acestei faze de lună plină în Balanță vor fi cei născuți în perioada 25-31 martie sau care au ascendentul între gradele 5 și 10-11 din Berbec. Pare să fie o lună foarte interesantă pentru voi, o lună în care berbecii primesc foarte multe cadouri de la univers, atât prin conjuncția Venus-Soare, cât și prin faza de lună plină. Profitați de aceste energii, bucurați-vă de toate aceste lucruri frumoase care vin către voi pentru că le meritați. Guvernatorul zodiei voastre, planeta Marte, va petrece mare parte din luna martie în zodia Gemeni, de unde face aspect pozitiv, de sextil cu soarele, luna sau ascendentul vostru. O să vă facă mai vorbăreți, mai comunicativi, poate și puțin mai agitați și singurul loc în care ar trebui să aveți grijă este să nu vă băgați în prea multe proiecte, în prea multe activități și să nu puteți să le duceți pe toate la bun sfârșit. Aici e important pentru berbeci să vă prioritizați puțin viața, acțiunile, activitățile și să dedicați mai mult timp, mai mult efort și concentrare pe acele zone care sunt cu adevărat importante pentru voi. Per total, o lună foarte frumoasă pentru berbeci, la mulți ani celor care o să-și sărbeze ziua în luna martie. Și acum hai să trecem mai departe. Bun, și acum hai să vedem ce mesaje suplimentare putem să scoatem de la astrozarul pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în berbec. Pentru voi, mesajul este de Mercur în casa 8-a în Pești. Ok, comunicare foarte intensă, pe teme mai delicate, pe teme tabu, comunicare foarte multă legată de finanțele de cuplu sau finanțe într-un parteneriat de afaceri, posibile negocieri cu diverse instituții financiare, bancare, discuții legate de taxe, impozite, moșteniri, posibile drumuri la un notar sau la un avocat pentru a căuta consultanță juridică, dar și niște lucruri ascunse aici. Cu peștii pe casa 8-a, berbecii nu o să-și dorească în luna martie să fie foarte deschiși, să își destăine toate secretele și gândurile lor, ba chiar dimpotrivă, lucrurile sunt destul de bine ținute aici, ascuns, secret. Cu toate acestea, e clar că luna aceasta, cel puțin o parte dintre berbeci, vor simți nevoia să se destăinuie cuiva, să ceară o a doua opinie, o părere suplimentară și e foarte important atunci când apelați la acești experți, că sunt niște contabili, niște notari, niște avocați, la oricine trebuie să apelați luna aceasta, asigurați-vă că sunteți cumva protejați printr-un contract de confidențialitate sau printr-o confidențialitate implicită între client și prestatorul de servicii. De asemenea, este posibil pentru berbeci în luna martie să fiți mai comunicativi cu partenerul sau partenera de viață, să vă expuneți așteptările voastre de la această relație și chiar dacă tind să fie incomode, discuțiile referitoare la intimitatea voastră, la sexualitatea voastră poate să aducă aici mari beneficii pentru cuplul vostru. Dacă ați ezitat să aduceți aceste teme în discuție în trecut, nu mai ezitați luna aceasta pentru că o să fiți surprinși de reacția partenerului sau partenerei voastre, o să fie mai deschisă la minte decât v-ați aștepta. Și aici cu Mercur în casa 8-a, mai ales în zodia peștilor, dacă aveți curajul să discutați despre aceste topicuri mai tabu, puteți să vă îndepliniți și cele mai exotice și erotice vise ale voastre. Orice este posibil în luna aceasta pentru berbeci. Mai ales că în ultima parte a lunii martie deja soarele vă tranzitează zodia voastră. Dacă cumva o să vă sărbătoriți ziua de naștere în această perioadă, cine știe, poate obțineți cadoul pe care vi-l doriți de la partenerul sau partenera voastră. Bun. Și acum hai să mergem mai departe la cărțile de tarot, să vedem ce mesaje suplimentare putem să scoatem pentru berbeci de la cărțile de tarot elemental pentru prima parte a lunii martie, mijlocul lunii martie și finalul lunii martie. Wow! Avem aici o energie foarte frumoasă. De la șasele de cupe la cavalerul de monede, la regele de monede, o evoluție foarte frumoasă pentru berbeci în luna martie. În primele 10 zile ale lunii e posibil aici cu energia șaselui de cupe fie să fiți mai visători, mai nostalgici, să vă gândiți foarte mult la trecut, la tinerețea, la adolescența voastră, la diverse experiențe și relații din trecut, dar o să fie o rememorare plăcută, o experiență foarte bună pentru sufletul vostru. Pentru o mică categorie dintre berbeci, e posibil aici în primele 10 zile ale lunii martie să revină în viața voastră o persoană din trecut, cineva cu care aveți o conexiune emoțională foarte puternică, fie că revine fizic în viața voastră sau doar în mintea voastră sau poate doar la nivel de conversație, de redeschidere a liniilor de comunicare. În orice caz, indiferent de forma în care această persoană reapare în viața voastră, vă energizează, vă dă speranță și vă readuce din punct de vedere emoțional într-o zonă mult mai bună, mult mai pozitivă pentru voi. Și pornind de la această stare emoțională mult mai pozitivă, vedem aici pe mijlocul lunii cum se schimbă radical energia voastră și sunteți învăluiți de acest cavaler de monede, mai ales în jurul etapei de lună nouă în pești, din 13 martie și zilele imediat după această dată. O să puteți aici să inițiați mari schimbări în structura voastră internă, psihologică, emoțională, care o să reverbereze în toate aspectele vieții voastre, inclusiv pe aspectul material, financiar. Pentru o parte dintre voi aici o să fiți deja dispuși să faceți pașii necesari ca să readuceți această persoană care apare în viața voastră la începutul lunii, să o readuceți fizic, tangibil, în existența voastră, în viața voastră de zi cu zi, Pentru alții o să alegeți să vă canalizați energia asupra stării voastre de sănătate sau asupra carierei voastre, indiferent de zona de viață în care alegeți să canalizați această energie, profitați de ea pentru că aici cavalerul de monede vă dă foarte multă forță de muncă, consecvență, o direcție clară de urmat și puterea de a face pașii necesari ca să mergeți până la capăt pe acest drum. În același timp vreau să vă avertizez că rezultatele s-ar putea să întârzie să apară, pentru că etapa de lună nouă este momentul în care sădim sămânța pentru ce vrem să creștem în viața noastră, iar rezultatele vin de obicei de-abia la luna plină, că o să fie luna plină din martie, de la finalul lunii, din Balanță, sau următoarea lună plină din Pești, care o să aibă loc la începutul toamnei sau chiar peste câțiva ani, la una dintre următoarele faze de lună plină din Pești. Asta depinde de țelurile fiecăruia dintre voi, de ce v-ați propus să realizați acum. Pentru unii s-ar putea ca lucrurile să se întâmple mai rapid, pentru unii mai încet. Dar fiți fără grijă, doar pentru că nu o să vedeți rezultatele de azi pe mâine, nu înseamnă că ele nu o să vină. O să vină și o să fie niște rezultate mai stabile, mai durabile decât vă puteți imagina acum. Și vedem aici pe finalul lunii energia regelui de monede. Acel lucru la care începeți să lucrați pe la mijlocul lunii, acel lucru pe care vă canalizați toată intenția, tot focusul și toată energia voastră, crește, începe să se maturizeze. Și pe finalul lunii o să începeți deja să vedeți așa primele semne că sunteți pe drumul cel bun, că lucrurile merg în direcția corectă și că efortul vostru nu este în zadar. E posibil pe finalul lunii o parte dintre voi să întâlniți o persoană mai matură care să vă ofere suport, care să vă ajute pe această traiectorie de viață pe care ați ales să o porniți. Dacă e vorba de locul de muncă, s-ar putea să întâlniți un mentor, un coleg cu mai multă experiență care vă ajută, vă îndrumă, vă învață. Dacă e vorba de un proiect personal, aici pe finalul lunii puteți să aveți parte de ajutor de la un membru mai în vârstă din familie, s-ar putea să vă dea chiar un ajutor bănesc dacă aveți nevoie de acest lucru. Toți cei care o să aveți de a face cu instituții financiare, bancare, pe finalul lunii lucrurile par să meargă foarte bine pentru voi și în dragoste și în sănătate lucrurile evoluează într-o direcție foarte stabilă, foarte pozitivă, dar, repet încă o dată, o să meargă încet, mai încet decât v-ați aștepta, mai ales că voi sunteți berbeci, sunteți foarte focoși, vreți ca totul să se întâmple instant, pentru că voi aveți forța, puterea de a face lucrurile să se întâmple instantaneu, dar asta nu înseamnă că și toți oamenii din jurul vostru reacționează cu aceeași viteză ca și voi. Aici va trebui să aveți răbdare, să învățați lecția răbdării, pentru că răsplata va fi pe măsură. Dacă sunteți răbdători, la finalul acestui traseu o să găsiți o comoară, o adevărată comoară. Pentru o mică parte dintre berbeci care ați inițiat anumite lucruri noi anul trecut, prin septembrie-octombrie sau poate chiar acum 2-3 ani, tot așa, în perioada septembrie-octombrie, e posibil aici pe finalul lunii martie, luna plină din Balanță, să vă aducă rezultatele acestui efort, rezultatul strădaniei voastre de până acum. Și mai ales pe partea de relații, atât relații de dragoste cât și relațiile de la locul de muncă, toate relațiile contractuale pe care berbecii le au cu oamenii din jurul lor, tot ce se întâmplă în viața berbecilor pe această sferă de viață pe finalul lunii martie este rezultatul unor evenimente care au început să se pună în mișcare în perioada septembrie-octombrie anului trecut sau în urmă cu 2, 3, 4, 5 ani. Așa că gândiți-vă foarte atent, dragii mei berbeci, fie că se întâmplă lucruri bune sau lucruri rele în relațiile voastre parteneriale, că sunt de dragoste, că sunt de afaceri. Tot ce culegeți acum pe finalul lunii martie, toată răsplata care o primiți de la univers, că e bună, că e rea, își are originea în ce ați făcut prin septembrie-octombrie anul trecut, acum 2, 3, 4 și așa mai departe ani. Exact așa cum lucrurile pe care o să le inițiați la mijlocul lunii martie o să dea roade în august-septembrie anul ăsta sau peste 2, 3, 4, 5 ani, la fel și ce primiți la finalul lunii martie își are originea în lunile septembrie-octombrie din anii trecuți. Interesant pentru berbeci. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un gând frumos, o carte din acest oracol Puterea Gândului, un mesaj la care să puteți reveni ori de câte ori aveți nevoie de cuvinte de încurajare în luna martie. Hai să vedem, mesajul pentru berbeci, pentru luna martie este următorul. Depășesc acum fricile și limitările altora. Mintea mea este cea care îmi creează propriile experiențe. Sunt nelimitată în abilitatea de a crea binele în viața mea. Un mesaj foarte frumos pentru berbeci, care vă aduce aminte că puterea este în mâinile voastre, aveți liberul arbitru, puteți să influențați evenimentele din viața voastră, nu sunteți la mâna destinului. Da, unele lucruri se întâmplă pentru că așa ne-a fost scris, dar felul în care noi reacționăm la aceste lucruri este 100% în mâinile noastre. Și țineți minte, dragii mei berbeci, că totul începe din mintea voastră, din gândurile voastre. Acolo e unitatea centrală, acolo e sursa pe care trebuie să o influențați dacă vreți să vă schimbați și realitatea exterioară. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile zilnice. Nu uitați că pentru primele 9 zile din luna martie, când în tradiția românească sărbătorim babele de martie, v-am pregătit câte o etalare suplimentară și o să vă mai pregătesc o etalare foarte specială pentru 20 martie, pentru echinocțiu de primăvară. Până atunci, hai să ne bucurăm cu toții de venirea treptată a primăverii, care sperăm că o să aducă cu ea mai multă sănătate, pace și echilibru pentru toți. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!